și sânge, tu te-am ajuns. Băiatul tine, bradului, bă, fata, tursoi, cacui. Bă, fata, doi chiste, doi. Băi, pe care ai jucat și noi. Bună dimineața, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit, sănătoși, că am venit cu această ursoaică mică care nu știe să joace de frică. Păi de frică va juca că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Lălălăi, vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hei! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Măria Mare, la Sfântă Măria Mare. Hei, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și mergea la fete în sat și la femei cu bărbat. Hei, sfada cu vecinele, fada cu vecinele, le mâncai găinile, le mâncai găinile. Hei, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodarii, le mâncai boi și cai, le mâncai boi și cai. Hei, m-a ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hei, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are rapă la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Hei, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Arif Tansat, o cheamă Arif Tansat. Hei, când puse piciorul-n prag, când puse piciorul-n prag, Arif Tansari din pat, Arif Tansari din pat. Hei, și strigă-i gura mare, și strigă-i gura mare, ardă-te-ar focul țigane, ardă-te-ar focul țigane. Hei, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hei, tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hei, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs, ți-ai pus haită talpa în sus.
Păi de la o, de la scripcere, păi de la buze subțirele, păi de la gânduri cu măcele, păi foaie verde și-un grăunte, păi punte ursule genunche, păi și o joacă apăsat, păi cum se joacă pe hăgheac, păi și o joacă măruțel, păi ca oița după miel, păi foaie verde de cicoare, păi scoală ursule picioare, păi și te-aruncă zurgală, păi la pământ și la ceală, păi să te vadă lumea bine, păi că tu mă asculti pe mine, păi să te vadă lumea zău, păi că ce brincă de cearlău, păi că cearlău-i pironit, păi pentru corpul tău gătit, păi foaie verde lilia, păi asta-i ceata din hăgheac, păi foaie verde de arim, păi ăștia surții lucrăți bine, păi nu vă supărați pe noi, păi că am fost mai bun ca voi, păi și la anul care vine, păi vă urăm numai de bine, păi un bimbus și un coniac, păi ăștia surții din hăgheac, păi v-am adus cei mai frumos, păi le-am dat faze fără os, păi și le-am dat și cașcaval, păi am adus la festival. Păi zici că nebunii nebună,
În busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Mulțumim de ce ne-ați dat. Haide la Tursi să-mi plecă! Bine, ne înțelegeți, ați văzut? Ne înțelegem prin semne, dacă m-am făcut la urs, știu și eu niște semne. Da, credeam că ceata de la Hăgeax este mai slăbuță, dar nu e adevărat. Îmi spunea Cosmin Mihailă, și-l rog să vină alături de mine, un băiat tânăr care a fost în Anglia până pe data de 17, s-a întors acasă și numai în 10 zile a format această ceată de urși, doboșări, iroz. Uitați, fetele, echipamente frumoase, tobe bune și-au menținut ritmul, inclusiv ieri la Comănești au făcut față pentru că ceilalți au mai fost plecați și în alte zone, au venit, s-au unificat și au fost o forță de așa natură de a lua locul întâi. Vreau să te felicit, Cosmin, mulțumesc frumos, poftim un colac, un premiu în bani, te rog frumos să vii să mi-l dai, așa. Ei au fost în mai multe locuri, cum vă spuneam și dumneavoastră, la mai multe unități administrativ-teritoriale, inclusiv la Consiliul Județean, care am primit numai cuvinte de felicitări pentru ei, inclusiv ieri la Comănești, felul și modul cum ați coordonat și ați dirijat situația. Mulțumesc acestor copilași mici care ieri dimineață, cred că ați plecat la ora 9:30, era ceasul și a stat până seara târziu, la o oră târzie, poate sau nu poate au mâncat câte ceva, s-au băut o guriță de apă, dar în schimb s-au simțit bine că au bătut toba, s-au simțit bine că au jucat o piele de urs. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat în număr atât de mare astăzi, data de 31 decembrie 2022. Mai avem câteva ore până la cumpăna dintre ani și vom trece în anul 2023. Vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă în această zi și nu numai. Faptul că ce-ați permis cetelor de urs să treacă pe lângă dumneavoastră, faptul că le-ați acordat mare atenție, faptul că i-ați pozat, i-ați filmat, faptul că ați transmis și la alți prieteni în alte locuri și ați promovat localitatea noastră. Mă plec în fața dumneavoastră și vă spun mulțumesc frumos, la mulți ani, iar ne vedem în această noapte la cumpăna dintre ani. Felicitări și la mulți ani, Dofteana, la mulți ani tuturor! La mulți ani, copii!